Dragi prieteni și ascultători, vă invit în aceste momente la o scurtă reflexie, acum la popasul dintre ani, la trecerea timpului, și vă aduc aminte o rugăciune pe care omului Dumnezeu Moise a rostit-o în psalmul 90 și spune așa, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Mă gândeam că fiecare an trece din viața noastră și lasă anumite amprente asupra noastră. Probabil că anul 2021, care, iată, este spre sfârșit, a lăsat amprente profunde asupra multor familii, asupra multor persoane și cred că a fost pentru noi un an deosebit de tot, toți anii ceilalți. Ce am învățat în anul acesta, M-am gândit la cuvântul acesta pe care Moise-l spunem în psalmul 91. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă și titlul mesajului sau gândului este școala timpului. În ultima vreme trăiesc înconjurat de nepoțeii care fac școală acasă și unul dintre ei, cel mai mic de patru ani, a învățat să numere și începe să învețe să socotească. Și mă uimește capacitatea de a pricepe anumite lucruri un copil de patru ani. Și am înțeles de la el o lecție extraordinară. Dacă nu învățăm din trecerea timpului, nu învățăm din nimic. Mă voi să spunem, învață să numărăm bine zilele. Și în psalmul acesta, ne aduce aminte despre Creator, înainte de a fi fost făcuți munții și toate lucrurile, Dumnezeu există. Eternitatea lui Dumnezeu ne arată că viața noastră este foarte, foarte scurtă, că suntem trecători și că fiecare zi care se scurge din viață, de fapt, ne apropie de un sfârșit. Sfârșitul acesta. Însă poate să fie unul binecuvântat sau unul în desnădejde. Apostolul Pavel spune: Noi însă nu suntem din aceia care n-au nădejde ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Cu cât învățăm mai bine din Școala Timpului să ne numărăm zilele, cu atât vom fi mai binecuvântați. Noi de obicei ne numărăm anii și fiecare la împlinirea încă unui an, mai adaugă o cifră în plus, dar Scriptura nu spune să numără anii, ci zile. Și mă gândesc la care zile se referă omului Dumnezeu Moise. La zile care vor fi? În niciun caz, zilele care vor fi nu sunt ale noastre și nimeni dintre noi nu știe câte zile va mai avea. Cred că aici se vorbește despre zile care au trecut, zile de har, de încercare, zile în care Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să învățăm anumite lecții mai profunde sau mai simple, dar în toate Dumnezeu vrea să ne crească și să ne formeze ca să fim plăcuți voiei lui. Ce doresc pentru fiecare dintre noi în anul în care, prin harul lui Dumnezeu, vom intra, este să ne facă mai atenți la trecerea timpului. Și să înțelegem că fiecare zi care Dumnezeu ne-o dă este o zi de har, o zi în care Dumnezeu vrea din nou și din nou să ne arate bunătatea și credincioșia Lui. Este harul acesta de a cunoaște pe Dumnezeu mai presus de toate lucrurile de care putem avea parte pe pământ. Și dacă printre cei ce se uită la uh, video acesta sunt persoane care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Sensul vieții pe pământ este unul singur. Să-L cunoaștem pe El care a venit să ne mântuiască prin Hristos. Altă valoare nu are viața noastră decât aceea de a-L cunoaște pe El și a ne transforma asemenea chipului Domnului Isus Hristos. Cu trecerea timpului îmi doresc și vă doresc să ia cât mai mult chip Hristos în noi. Să se vadă chipul Lui evident în trăire, în vorbire, în gândire, în toate lucrurile, în manifestarea noastră, în legăturile dintre noi. Și când se vede chipul lui Hristos în noi, mulți alții vor fi doritori să-L cunoască pe Domnul Isus Hristos. E o vreme cu multe provocări, dar poate că cea mai serioasă provocare este aceasta – să ne asemănăm cu Domnul nostru Isus Hristos și chipul Lui să se vadă evident în fiecare zi în viața noastră. De fapt, în fiecare dimineață când mă trezesc și văd din nou lumina dimineții, îi mulțumesc Lui Dumnezeu pentru o nouă zi de har. Și mă gândesc, Doamne, învață-mă să număr și această zi și să o adaug la șirul zilelor trecute pentru a fi mai înțelept și a face voia ta. Mă rog de asemenea ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că vremelnicia și trecerea noastră pe pământul acesta poate să lase în urmă amprente. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet, spune Psalmul 90. Un sunet plăcut sau un sunet tulburător. Lăsăm în urmă gălăgie, sau lăsăm în urmă armonie. Citeam o meditație zilele acestea care spunea așa, multă gălăgie nu produce nimic bun și nimic bun nu va produce multă gălăgie. Și am înțeles că Dumnezeu vrea să trăim o viață pașnică, liniștită, dar totdeauna plină de bucurie în așteptarea vremurilor în care vom fi cu Domnul Isus în glorie tot mai mult tânjesc după întâlnirea cu Hristos Domnul când va veni mirile nostru să ne ducă în glorie în împărăția lui de slavă. Vă doresc binecuvântarea Domnului și aș vrea să închei cu urarea aceasta să trăiți veșnic împreună cu Domnul Isus, Mântuitorul nostru. Amin.